discutat foarte serios de alegeri anticipate. Cred că asta era, cred că asta era primul punct pe care trebuia să-l discutați. Dacă sunt opinii și este, nu, este singurul punct, pentru că în momentul de față este momentul cel mai propice. Ca dacă mâine, poi mâine ar fi alegeri anticipate. Cred că nu mai există șansa. Da. Cele două partide de care acum ne proptim, adică PD-ul și UDMR-ul, să obțină cel mai mic scor posibil. Deci asta era prima discuție înainte de... Eu vă spun ceva. În momentul în care venim și spunem vreva alegeri anticipate, nu mai există nicio șansă pe zona UDMR și pe zona UDMR. Deci nu poți să schimbi majoritatea. Deci preocuparea noastră și ce vom vedea ce face. Eu vă spun o părere personală. O părere personală. Chestiunea cu ACD PSD are un obiectiv imediat. Schimbarea în martie a actualei guvernări. Da. Și că se poate ajunge și până la suspendarea președintelui. Așa cred. Pe obiectivul imediat. Mai dacă nu se reușește lucrul ăsta, cred că o să avem un problemă. Dacă nu reușim acum în primăvară.